Noi, la fel, aducem aici în platoul nostru oameni care să vă aducă bucurie și nouă ne plac noutățile bune, premierele, dar și tot ce înseamnă muzică frumoasă. Iar următorul nostru invitat, asta vine să-mi o vestească, are și o surpriză pentru toți telespectatorii Vorbelor Bune. Haide, asta e despre tine, așa frumos vorbesc. Noroc! Așa, bine, o prezentare fastoasă ne-ai făcut-o, deja trebuie să trec și la ceilalți colegi care așteaptă să-i prezint. Așa, suntem o echipă mai mare astăzi în platou. Ia uitați-vă câți oameni suntem. Ia dați un cadru mare, 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 mare. Iată așa. Și nu sunt toți colegii, nu? Și nu sunt toți. Nu. Mai avem încă doi colegi rămași acasă. Avem o colegă care ne urmărește. Care filmează. Din e un paparazzo. E de acolo din culise cu telefonul pregătit, sigur, și pregătită să vină să cânte pentru toți telespectatorii. Este vorba de echipa noastră Premier Band. Dacă îmi permiți, Lilu, vreau să hai să-i prezentăm, pe fiecare. Să știe oamenii. De la o parte la cealaltă, este vorba de colegul nostru Ionel Condrea, acordeonistul echipei noastre și nu doar acordeonistul, este la atunci când e nevoie, este și băiatul care stă și la clape, dacă când e nevoie de voce, pune și dacă voce, nevoie, pune și vocea și regizor de sunete, e și dirijor de orchestră, dirijorul orchestrei Frumbița din orașul Ialoveni. Înseamnă că e om orchestră, le face pe toate. Da, adevărat. Un alt om orchestră este colegul nostru Paul Gamurar, băiatul care îl vedeți la clapă. Nu cred că e lume care, mai ales dacă vorbim de muzicieni care nu-l cunoaște, este președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova. E prodecan la Academia de Arte. Măi, dar câte ani ai că atât ai reușit să faci deja? El e tânăr, nu uitați la el. Bravo, care bravo. Atât a reușit în spate. Bravo. Da. Colegul nostru, Gelu Ispir, că vedeți la percuție. Cum spunea Gelu, el este freelancer. Colegul nostru Adrian Sânduț, îl vedeți la chitară. Și salutăm pe unda camerelor pe colegii noștri de acasă, pe Eugen Josanu și pe Nea Mihai Condrea. Și vocea dulce a echipei noastre este Mihail Andrei, cea pe care o veți asculta în astă seară. După o scurtă pauză de publicitate o vom admira, pentru că nu vrem să dăm tot ce e mai bun încă de la mijlocul emisiunii. Lăsăm așa, mai pe final. De când muncești împreună cu această echipă, pentru că îmi dau seama că este foarte greu să găsești oameni cu care să fii pe aceeași lungime de undă. Noi am început, de fapt, colaborarea cu o bună parte din colegii noștri cu 10 ani în urmă, dacă vorbim de echipă, pentru că noi colaboram înainte în studio, după care ne-am legat, ne-am unit frumos cu cântecul și la evenimentele private, după care, cu 2 ani în urmă, prin echipa noastră, a venit Adrian Sânduță și, cu un an în urmă, în echipa noastră, a venit și Gelu Ispir. Așa. Mihaela a venit în echipă cu 5 ani în urmă și iată că de ceva timp încercăm să legăm și o frumoasă prietenie, nu doar la evenimentele private, dar și... Sunteți cu mătru? Sau nu te-a luat de cu mătru? Cum crezi? Ai fost, că te-am văzut în reportaj. Sigur că am fost. Așa, așa. La Mihaela noi am fost cu mătru așa, Eugen, care nu este aici, Ionel, Paul... Adică aproape jumătate de echipă. Toți ați botezat pe Andrei, am botezat-o pe Andrei, care recent și-a sărbătorit frumoasa sărbătoare. Spune la mulți ani Andrei. Da, dar dacă când e ziua ei? Duminica a fost, ziua de naștere. Duminica a făcut 2 ani, dar despre asta vorbim noi după vorbiți publicitatea. Cu Mihaela. Da, știi, ne-am făcut așa un fel de triunghi. Am zis noi că hai cu Mihaela în a doua parte a emisiunii. Aha, noi tot vorbim cu ea, numai că ea e dincolo de camere. Astăzi veniți atât tu, atât și Mihaela, veniți cu un colaj frumos de melodii. Cu cât un colaj de colinde, melodii pe care le cunosc telespectatorii, cei care le vor asculta, cei care vor gusta din aceste colinde, însă vom încerca să le cântăm un pic altfel, cu echipa noastră, cu Premier Band. Și dacă o să placă, de ce nu, ne puteți urmări și în continuare pe pagina noastră de Facebook, dacă se permite. Da, profil sau nu, cont, mă, că uit tot timpul cum se zice. Cont de plată, cont, nu cont de plată. Cont de YouTube, că și pe acolo trebuie să fiți. O să avem faceți grijă și de YouTube, însă acum ne găsiți pe Facebook, pe pagina noastră Premier Band. Eu zic acum să mergi lângă băieții mulțumesc tăi. Mult. Și credeți-mă, dragilor, eu am ascultat proba de sunet înainte de a intra aici în platou și mi-am dat seama că va fi ceva diferit, va fi ceva special, așa cum sunteți și voi, telespectatorii noștri, așa că vă lăsăm acum în compania Premier Band și Adi Carp.
poarta raiului, poarta raiului. Paște turma tatălui, turma tatălui. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin. Lin și iarăși lin. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Și așa se sfătuiră, și așa se sfătuiră. Raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Dintr-un an, ce departe ceasul se mișcă încet, minutele ușor se pierd. Peste tot e sărbătoare, așteptăm secunda în care va veni cu drag anul nou mult așteptat. La vorbi bune să ne veselim și să uităm amarul. Anul vechi s-a dus, să ridicăm paharul pentru tot ce-a fost. Să ne întristăm acum nu are rost. Veselie, vine anul nou în casa noastră mare, că haideți să-l primim. Tu năstățim pahare și să ne dorim, dorințele cu toți să le împlinim. Împreună să ne veselim și să uităm amarul. Anul vechi s-a dus pentru tot ce-a fost, să ne întristăm acum nu are rost. Veselie, vine anul nou în casa noastră mare, haideți să-l primim. Dune-ți toți în pahare și să ne dorim, dorințele cu toți să le împlinim.